Teatrul Metropolis a vândut anul trecut 2200 de bilete și a dat gratis 54.000. Teatrul e finanțat de Primăria Capitalei, care a cerut explicații și criterii în baza cărora s-au dat invitațiile. Pentru fiecare bilet de 35 de lei, teatrul a cheltuit aproape 4.300 de lei. Cei care cunosc sistemul au explicații. București este singurul oraș care are cât de cât un sector independent, care depinde de vânzarea de bilete, și un sector cultural activ în general, pe care primăria și acum constat că și teatrele publice, pentru o lungă perioadă de timp, l-au sabotat constant prin foarte multe gratuități. Pentru că dacă tu primești gratis de la stat ceva, a doua oară nu vei fi dispus să plătești pentru același lucru de la un privat. Nu mi se pare corect. E o discrepanță mare. Nu există un audit pentru așa ceva? Pentru 40 de spectacole, Teatrul Metropolis a cheltuit bugetul de la primărie de peste 8 milioane de lei și a acumulat și datorii de încă 1 milion, potrivit autorității locale. Se alocau sume enorme pentru producții care nu își atingeau țintele de venit. Spre exemplu, pentru un spectacol cu 3 actori consacrați și o tânără actriță, s-a plătit peste 265.000 de lei plus alte onorarii de 10.000 de lei. Într-o scrisoare deschisă, echipa Teatrului Metropolis susține că toate acuzațiile care au apărut în spațiul public sunt nefondate și că de vină pentru datoriile acumulate este Primăria Capitalei, care nu ar fi respectat un buget votat de Consiliul General în anul 2021. La câteva ore distanță, directorul fondator al Teatrului Metropolis, actorul George Ivașcu, a respins punct cu punct toate acuzațiile aduse de primărie. Susține că mare parte din invitații au fost oferite un ATC în baza unui parteneriat. Este firesc ca la nivelul fiecărei localități să existe activități de cultură, activități sportive, dar toate acestea trebuie să fie conduse pe principiul eficienței manageriale. Altfel spus, activitatea instituțiilor de cultură, pe cât posibil, trebuie să se autofinanțeze din propria activitate. Doar în cazuri excepționale să intervină finanțarea din bugetul local. Primăria Capitalei evaluează în această perioadă conducerile tuturor instituțiilor culturale pe care le are în subordine.